Tuturor bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. Fenomenul clanurilor interlope și al grupărilor infracționale organizate în București, dar și în țară, a rămas constant în ultimii 30 de ani. În timp ce infractorii se îmbogățeau, instituțiile statului erau slăbite de politicieni care de multe ori erau complici. În capital au răsărit cartiere întregi de blocuri, unele dintre ele discutabile din punct de vedere al regulamentelor de urbanism. Iar în spatele lor sunt investitori strategici, oameni care au făcut sau fac parte încă din lumea interlopă bucureșteană. Astăzi ne întoarcem în lumea tenebroasă a grupărilor criminale care au dat și un brand al capitalei și explorăm și relațiile acestora cu politicul. O anchetă de Cosmin Savu. Grupările criminale au creat rețele care în ultimele trei decenii au capturat instituții ale statului român. Beneficiind de un statut de impunitate, au adunat bani mulți, capital cu care au corupt funcționari publici, polițiști și politicieni. Povestea grupărilor criminale din București, a clanurilor de interlopi, este despre violențe teribile, dar și despre foame de bani, despre luptă pentru putere și supremație. Un grup infracțional organizat, ceea ce presupune existența unor paliere de comandă, existența unor paliere de execuție, sarcini bine stabilite pentru fiecare dintre membrii grupării. Sociologul Gelu Duminică definește clanul foarte simplu. O rețea de oameni care fac bani din orice, oricum, da? Și care se apără unii pe alții. Interlopii au reușit să își impună oamenii în sistem care să le protejeze afacerile și să închidă ochii la faptele lor pe lângă lege. În mod normal, dacă statul funcționa cum ar fi trebuit să funcționeze, rețelele astea n-ar fi existat. Orice rețea de trafic, orice rețea de infracțională și așa mai departe, nu poate exista fără complicitatea, tăinuirea sau coordonarea instituțiilor statului. N-are cum! Mijlocul anilor 2000 a găsit lumea interlopă a Bucureștiului într-o luptă pentru putere. Pe de-o parte, Nicu Gheară, susținut de foști securiști și milițieni, și Frații Cămătaru, lider de temut care își disputau autoritatea. Ambele grupări apelau deseori la foști sportivi de performanță pentru reglări de conturi. În sectorul 4 se conturase o gașcă de cartier grupată în jurul lui Robert Nica, care ulterior a devenit clanul sportivilor. Gruparea asta s-a ocupat de trafic de droguri, de taxe de protecție, de cămătării, de prostituție, de... Eu nu știu ce face fiecare din gruparea asta, pentru că nu controlez gruparea asta și nici n-a fost o dată control de partea mea la gruparea asta cu amănânt, să văd ce se ocupă fiecare sau să fie genă... Când spuneți grupare, legea se vede la genă la mafia din Italia, la care toată gruparea lucrează în scopul conducătorului, se aduce beneficii lui, atunci poți să știi despre așa ceva, dar atâta timp cât așa nu este, dacă fiecare face ceva pentru el, nu poți să știu ce s-a ocupat fiecare. Nu poți să spun unul ca mine, că eu nu mă ocupă cu drogul și cu arbitru niciodată viața. Jurnalista Roxana Garaiman de la Rise Project a documentat în mai multe anchete evoluția clanului sportivilor. Au transformat bătaia într-o afacere. Erau bodyguards, recuperau bani, cereau taxe de protecție, ofereau pază, interveneau în certurile dintre clanuri, luau parte, erau ca niște mercenari. Gruparea lor este oarecum atipică, pentru că la un moment dat a avut trei lideri și atunci trebuiau să fie existe înțelegere între toți cei trei lideri. Robert Nica, Radu Roșca și Mircea Nebunu au fost văzuți ca lideri ai clanului sportivilor. Lor li se adaugă și liderul galeriei Steaua, Gheorghe Mustață. Palierul de comandă, după care erau cei care executau efectiv activitățile infracționale. S-a vorbit de patru lideri așa, ai acestei grupări. Robert Nica, Roșca, Mircea Nebunu și Mustață. Băi, în primul și în primul rând, când am avut divergențele cu Cămătaru, Roșca, Mircea Nebunu și cu Mustață erau pe acolo, pe la el, pe la curte, nu știu ce făceau ei sau ce treabă aveau, ce prietenii aveau. Lucrau pentru el. Lucrau pentru el, da. Cred că lucrau pentru el, de moment ce îl susținea la bătăi și îl apărau chipurile. Da, am fost adversari în mare parte, întotdeauna și ulterior, după ce s-a liniștit lucrurile, da, am prindeam o prietenie, să spunem. După ce s-au desprins de Cămătari, ei erau angajați la alte cluburi, discoteci sau astea, pe șantaje. Stilul clasic de protecție. Bă, vrei să funcționezi?
cotizezi, uite, noi spăzim aici, nu o să mai fie bătălii, nu o să mai fie asta, nu o să... În 2006 a fost primul mare dosar în care au fost condamnați atât cămătarii, dar și sportivii. La Brigada București am reușit să probăm activitatea infracțională a multora dintre membrii acestei grupări, inclusiv de tentativă de omor, au fost acuzații formulate de șantaj, de camătă. Am fost acuzat de 18 tentative de omor și nu numai eu, și restul. Ulterior, rămânând la nimic, abuziv, că am fost condamnat la 4 ani pe grup organizat, că am constituit grupul, fără nicio faptă. Ce condamnare ai primit? 4 ani, din 5 maxim, eu n-am avut nicio... A fost fără... Ce ai făcut? Cazier. Și am făcut, dar ce să le fac? N-am avut ce să fac, n-am putut să eu culesc. Sentințele au fost mici. Din cauza lipsei cazierelor membrilor, în ciuda conflictelor, DICOT chiar a subliniat în dosar la acel moment faptul că la secțiile de poliție de pe raza sectorului 4, 14, 15 și 16, pe parcurs de 5-6 ani se strânseseră aproape 30 de dosare de violență în care erau implicați membrii ai clanului sportivilor, dar care primiseră un verdict de neîncepere a urmăririi penale. Perioada aceasta coincide cu perioada în care comisarul șef Nelu Lupu a deținut funcții. Acesta s-a pensionat în 2015 din funcția de adjunct al Poliției Capitalei. De curând a intrat în atenția publică, fiind suspectat că ar fi infectat cu COVID spitalul MAI Gerota. Vă solicitam un interviu. În ce calitate? În calitatea noastră de fost șef al Poliției sectorului 4, sectorului 3, director adjunct și probabil calitatea noastră pe care o aveți astăzi la ADP, în fine, totul verde în sectorul 4. Și faceți emisiune acum înainte de sărbători? După pensionare, Nelu Lupu s-a întors în sectorul 4, unde a devenit consilierul primarului Băluță și ulterior șef la controlul ADP 4, de unde s-a retras de câteva luni. Refuză interviul filmat, invocând motive personale. Subiectul nostru este exact acesta. Cum au reușit să prolifereze aceste grupări fără știința autorităților? Eu am lucrat în sectorul 4 până în 2006. După 2006 am plecat în sectorul 3. Existau dosare, plângeri făcute la adresa unor membri ai acestui clan și nerezolvate? Știți că nu pot să fac un interviu cu dumneavoastră la telefon. De asta vă solicitam un interviu filmat, așa este. Exact. Știți foarte bine că întreaga activitate a poliției este coordonată de parchete. Ori într-un sector sunt mai multe secții, se lucrează cu 4 procurori și orice lucrare penală, nu se începe urmărirea penală în dosar fără avizul procurorului. Dacă cu ani în urmă i-am fi văzut la intersecții provocând adevărate lupte de stradă, pe unii membri ai acestor brigăzi îi găsim în afaceri. Dețin restaurante, cluburi sau au investiții imobiliare. Robert Nica, care și-a construit o divizie de business imobiliară, are portofoliu important în Popeșile Ordeni și în sudul capitalei, în Berceni, și-a atras în jurul lui frați de clan. Investițiile sunt acestui grup care s-a format în jurul lui, sunt la ordinul sutelor de milioane. Ascensiunea financiară și influența politică a clanului sportivilor a început în 2008, odată cu venirea la conducerea sectorului 4 a primarului Piedone. Acesta a știut să folosească resursele grupării pentru a dobândi putere și bani. Ăștia aveau deja un capital de imagine în rândul unei populații și un capital de control. Adică prin faptul că dădeau bani, prin faptul că dădeau, erau șmecheri, da? Controlau un număr mare de votanți. Și atunci au devenit, cum să spun eu așa, săgeți pentru politicieni. De unde aveați voi bani? Eu am muncit de la 14 ani, de 15 ani. Cât a fost legal, am dat și bani cu împrumut. Camătă. Da, am investit și în afaceri în care nu neapărat le avea bio sau... Trebuie să le avea oricine și avea nevoie de bani să investească în afaceri. Ulterior, când s-a terminat asta, m-am concentrat către construcții. Nu mi-a fost ușor și nici n-am avut bani mulți ca să înțeleg că să plec din toată un bloc. În contră, am plecat cu 4 căsuțe. Astăzi ești unul din investitorii imobiliari din zona sectorului 4 Berceni, Popeșile Ordeni. Da. Ce spun? Sunt atunci de când nu era nimic pe câmp.
Momentul colectiv, care a șocat o țară întreagă, a reprezentat și debarcarea primarului, iar dosarul instrumentat a scos la iveală un sistem de șpăgi și corupție care au permis această tragedie. Fostul viceprimar Daniel Băluță este acuzat că a preluat camarila și a rafinat sistemul. În urma solicitării noastre adresată domnului primar Daniel Băluță, am primit un răspuns că acesta nu este disponibil pentru un interviu filmat. Este o perioadă aglomerată, se discută bugetul de venituri și cheltuieli, drept pentru care domnia sa nu este disponibil. Ne-a promis niște răspunsuri pe care o să ni le dea în scris. Un colaborator apropiat i-a fost Puiu Florian, membru al clanului sportivilor, cel care a fost responsabil ani de zile cu proiectele imobiliare din sector. A fost consilier în cadrul Consiliului Local Puiu Florian în perioada 2012-2016 și membru al Comisiei de Urbanism. Iar președintele Comisiei. Și a devenit președinte în momentul în care Băluță a preluat frâiele primăriei. Puiu Florian a devenit vizibil în urma dosarelor primarilor din Jilava și Snagov. Era un samsar de terenuri crescut de Codrin Ștefănescu, un cunoscut al lumii interlope la nivelul anilor 90. Puiu Florian a scăpat de darea de mită din dosarele instrumentate de DNA pentru că i-a denunțat pe primarii Mladin din Jilava și Mușat din Snagov, care au luat ani grei de pușcărie. Vă solicit un interviu. Cu mare drag, dar am COVID și stau în casă. Putem să-l facem prin Skype sau online? N-aș vrea să fac chestia asta, așa că mai am avut o experiență nefericită. A devenit în 2019 președinte executiv PSD Ilfov la intervențiile lui Codrin Ștefănescu la Liviu Dragnea, a cărui umbră era la tribunal, însoțit de alți membri ai clanului sportivilor, unii chiar membri PSD. Eu născându-mă și crescând în sectorul 4, cunoscându-i prin simplu fapt că trebuia să interacționăm, locuiam în acea zonă. Dar dacă mă întrebați pe mine, nu sunt un clan organizat, nu sunt, cum sunt prezentați, cel mai strâng, cel mai tare, cel nu, după părerea, nu e un clan. Știți că băieți care fac sport, care s-au bătut, care au luptat și în ring. S-au luptat și în stradă, au cerut și taxe de protecție, au forțat oameni să-și vândă terenuri. Nu știu asta să vă spun, deci sunt lucruri pe care nu le știu. Stați-mi întrebările și eu vă răspund. În regulă. E a doua zi în care am COVID. Eu încă mă simt slăbit și nu știu cum va evolua. Mâine, pâine. Eu sper că bine. Întrebările noastre au rămas fără răspuns. Imediat după pauză ne întoarcem în Berceni, zonă în care a luat ființă clanul sportivilor. Rămâneți cu noi. Anii electorali au adus de fiecare dată în România o agitație în cartiere. Membrii clanurilor interlope au participat și ei la campaniile electorale și au susținut politicieni de toate culorile. Continuăm saga clanului sportivilor și urmărim modul în care au reușit să influențeze viața politică a sectorului 4. Puiu Florian a intrat în coliziune cu un alt locotenent al primarului Băluță, Marian Goleac. Fost taximetrist în Piața Sudului, acesta a fost remarcat de primarul Piedone pentru spiritul întreprinzător și curajul de a face combinații. Un personaj lacom și lipsit de scrupule, care și-a abandonat nașul în favoarea noului primar, a devenit șeful administrației domeniului public în sectorul 4. Marian Goleac avea marea calitate de a-și asuma riscuri. Secretara acestuia era Luiza Băluș, sora interlopului Mircea Nebunu, un alt lider al clanului sportivilor, care acum este foarte activ pe rețelele sociale după ani grei de pușcărie. Nu e nimeni șeful în Berceni, înțelegeți, noi suntem prieteni, sunt atâtea clanuri, atâtea. În Berceniul ăsta sunt, începând de la capăt, de la Progresul, sunt niște băieți deștepți, niște țigani. Sistemul de șpăgi și corupție din sectorul 4 este devoalat de un alt apropiat al clanului sportivilor, Mihai Mitrache, zis Câine. Noastră a fost unul din membrii acestei grupe. Nu e adevărat. Am copilărit în Berceni și am fost în școală cu mai mulți din clanul sportivilor. Dar clanul sportivilor nu prea mai există. Există clanul Goleac. Ați fost apropiat de domnul Roșca, de domnul Nica? Da, am fost. Am copilărit acolo în Berceni 49 de ani. Îți dai seama, știu pe toți, au fost în clasă, în școală cu mine. De ce vi se spune Câine? Pentru că cresc câini. Eram cățelar, vindeam câini. Cum dumneata ești reporter la ProTV și iei un ban, așa luam eu un ban mai... Când eram mai mic, pe vremea Ceaușescu.
Acesta avea un restaurant în Parcul Copiilor și, pentru că nu a mai vrut să dea șpăgi, s-a trezit cu localul dărâmat. Toată chestiunea a plecat de la faptul că domnul Mitrache a refuzat să-și vândă prăvălia. Goleac i-a propus să o vândă cu 120.000 de euro. Deci corupția este la nivelul factorului de decizie din sectorul 4. Goleac a spus în felul următor: dacă nu mi-o vinzi, atunci eu o să ți-o demolez sau ți-o iau. Susținând că nu are toate actele în regulă pe clădire, dar și că nu și-a plătit impozitele, reprezentanții ADP sector 4, sub supravegherea Poliției Comunitare, au dărâmat fără drept de apel restaurantul medieval. Subiectul a fost mediatizat anul trecut în campania electorală, pentru că actualul primar general, Nicu Șordan, a intervenit împotriva presupuselor abuzuri săvârșite de administrația Băluță. Procurorul Brus s-a oprit și a spus: ați făcut un denunț, sunteți martor denunțător, vă dau ordonanță, am închis dosarul. Și am închis dosarul, noi am făcut plângere la SIJ. Deci povestea continuă, să zicem așa. Anul trecut însă, un alt dosar DNA a scos la iveală că Marian Goleac a ocupat funcții cu diplome false. Deși avea calificarea unui florar sau măturător, Marian Goleac a pretins cu o diplomă de bacalaureat falsă licența la electronică. Anchetatorilor le-a luat 10 ani pentru a-l trimite în judecată. Deși nu mai ocupă nicio funcție în administrația locală a sectorului 4, Marian Goleac conduce în continuare din umbră tot ceea ce înseamnă administrația domeniului public. Totul verde, cum se cheamă acum compania. Pentru că primește în mod regulat MAPA să ia hotărâri în ceea ce privește domeniul public. Asta spun sursele noastre. El vine undeva la un restaurant aici la intrare în Parcul Lumea Copiilor și ia hotărâri. Oamenii lui au rămas în continuare acolo. Marian Goleac nu a răspuns solicitărilor noastre. Ahmet Metin este un alt personaj interlop implicat în scandaluri în sectorul 4. A apărut în mai multe dosare pentru fapte cu violență, unele chiar și cu împușcături. În istorie așa vă regăsesc. Ba pe la Mărul de Aur când e împușcat Alexe. Ba cu Sandu Geamănu pe la Înșpul Bagajul. Aia e o aventură. Pur și simplu a fost o aventură. N-a fost o bătaie, nu știu ce, pac și pac. Este o grupare constituită pe criteriu familial. Toți sunt membrii aceleiași familii. Liderul acestei familii a fost cel cercetat în dosarul cu sportivii din 2013. Clanul sportivilor, clanul fetițelor. Da, așa că nu mai există. Crede-mă că nu mai există. Clanul în București nu mai există. Crede-mă că eu îți spun că am fost în grupări de astea și știu. Nu mai există. E clanul fetițelor, mici ai nebunul, fetițe, toți roși, ca toți sunt fetițe. Aaa, Goleac, da, e numărul 1, aia, așa, da. În sectorul 4, infractorii ăștia care fac jmecherii cu partide politice, ăștia sunt. Înțelegi, sunt în rest nimeni. Pur și simplu s-a dus, gata, mai ales cu pandemia, mor toți de foame în casă. Astăzi, mai mulți membri ai clanului Metin nu sunt străini nici de traficul de droguri. Nu de mult am probat activitatea infracțională a unuia dintre membrii acestei grupări, o captură de câteva kilograme de heroină, foarte bine documentat cazul de către colegii mei de la Antidrog. Am realizat în cadrul acestui dosar și o livrare supravegheată cu substituirea totală a drogurilor. Primăria sectorului 4 sau instituții din subordine sunt cimitirele elefanților cu epoleți. Rezerviști din MAI, apărare sau SRI, pensionați cu indemnizații deloc mici, nu se sfiesc să-și aducă contribuția la protejarea unor grupuri de interese care nu coincid întotdeauna cu agenda cetățenilor. Poliția locală sector 4 a fost condusă până de curând de un fost angajat al Serviciului Român de Informații, Ion Badea, fost șef al unității de analiză SRI. Intrat în 1984 în securitate, acesta a lucrat și pentru Sorin Ovidiu Vântu și este mason în Marea Lojă Națională din România. Director executiv a fost Marius Nițu, tot un tânăr pensionar SRI, care pe lângă pensia grasă din sistem a încasat și bani de la compania primăriei. Fiul lui Marian Goleac este șeful de la Ordine și Liniște Publică din Poliția Locală Sector 4. Un tânăr cu ascensiune profesională fulminantă, care nu se sfiește să se afișeze cu bunuri cu mult peste posibilitățile pe care îi le oferă leafa de polițist, dar și cu prietenii suspecte. Anul trecut a fost prezentat în presă cum se relaxa la piscina lui Robert Nica. Ai fost, ai asociat cu Antonio Goleac. Au apărut fotografiile la tine la piscină. Da. Nu cunosc pe Antonio, nu l-am cunoscut. A venit cu un prieten al meu. E vorba de 5 minute, 10 minute cât a stat acolo. Nu mi-a făcut niciun avantaj, nu-l cunosc. Nici n-am vorbit, nu vorbesc cu el, nu sunt prieten cu el.
Mai mulți apropiați ai clanului au intrat în poliția locală, în timp ce vechii polițiști au fost eliminați pentru a le face loc. În poliția locală au fost aduși oameni care sunt apropiați clanului sportivilor. Pe unii dintre ei, în urma unor materiale difuzate pe Facebook, i-am văzut la chermeze, chiorhanuri, petreceri cu cei din clanul sportivilor. Mai există poliția locală? Păi nu știi ce s-a întâmplat la noi? Știu că v-a dat afară. S-au făcut restructurările. Numai mâine. Mâine mai am. S-au făcut restructurările. Câți oameni au rămas? Unul la circulație și vă 3-4 la ordine publică și vă 5-6 la intervenție. Dar de ce? De ce? Nu prima știi. Dacă eram și eu din Lucana, nu mă dădea afară. Curajos, doar la sala de forță sau înconjurat de cefelate, Antonio Goleac fuge de presă. Cosmin Savuie, numele meu de la ProTV. Nu, e greșeală. Antonio Goleac, nu sunteți dumneavoastră? Nu. V-am să vă solicit un interviu, domnul Goleac. Nu sunt pe cine căutați. Pe dumneavoastră. Nu sunt Antonio, cum spuneți dumneavoastră. Aflat acum în vizorul Agenției de Integritate, Antonio Goleac are mari probleme în a-și justifica averea. Și mama acestuia a fost o apropiată a clanului din sectorul 4. Divorțată în acte de Marian Goleac, Matilda Goleac a fost avocată și subprefectă al Bucureștiului atât sub guvernul PSD, cât și sub guvernul PNL Orban. Matilda Goleac a fost avocata mea 17 ani. La vremea la care noi încercam să contestăm aceste dispoziții de demolare a construcției restaurantului medieval, doamna Matilda Goleac era prefect interimar al capitalei. Practic am ușamalizat această chestiune și nu și-a îndeplinit atribuțiile de serviciu, pentru că ea nu a exercitat un control asupra actelor primarului. Astăzi, Matilda Goleac este deputat PSD și membră în Comisia pentru Administrație Publică, dar și în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor și Corupției. A fost speculat deseori în presă faptul că sunteți apropiată de clanul sportivilor. Aveți vreo legătură cu acest clan? Puteți să ne lămuriți dacă ați avut vreo relație cu cineva din acest clan? Absolut nicio legătură. Nu este nicio legătură? Cu domnul Robert Nica, cu domnul Puiu Florian, cu domnul Mihai Mitrache. Aceste nume vă spun ceva? Deși am solicitat un interviu filmat domnului primar Băluță, în repetate rânduri acesta a refuzat. Mi-a trimis în schimb un răspuns în scris în care afirmă că nu are legătură cu persoane presupuse a fi membre ale clanului sportivilor. Spune că relația cu Marian Goleac a ieșit din sfera tipului de relație de interes public. Nu comentează detalii ale unui proces aflat pe rol și afirmă că nu s-a mai întâlnit cu Marian Goleac de mai bine de un an. Restructurările din poliția locală le pune pe seama eficientizării activității și au ca scop reducerea infracționalității. Și că toate personajele la care noi am făcut referire și-au ocupat postul prin concurs. Daniel Băluță afirmă că nu deține bunuri imobiliare prin interpuși sau care să nu fie trecute în declarația de avere. În ce privește dezvoltarea urbanistică, puzul sectorului 4 a fost realizat pentru a permite dezvoltarea zonei. Fenomenul clanurilor interlope există de mai mult timp în România, numai că în ultima perioadă, eu cred că în ultimii 4-5 ani, acest fenomen a proliferat și această proliferare se suprapune cu o perioadă când instituțiile statului român au fost fragilizate. Nu știu dacă a fost un proces cu intenții, știu eu, coordonat de la nivelul factorilor de decizii politice, dar fenomenul poate fi demonstrat cu ușurință. După o scurtă pauză, vedeți cum polițiști antidrog vindeau droguri în cluburi. Situația incredibilă imediat. România a apărut în raportul Departamentului de Stat american drept cel mai mare exportator de ființe umane traficate din Europa. În rapoartele românești nu apar decât 400 de victime. Și e doar un exemplu al neputinței instituțiilor statului român de a acționa și a-și proteja cetățenii. Anul trecut în București, unul dintre cele mai active și mai puternice clanuri interlope, gruparea Bejan, vindea droguri în cluburile de lux cu sprijinul nemijlocit al unor ofițeri de poliție. Slăbiciunea se vede în multe instituții care ar fi trebuit să verifice averile unor oameni suspectați de lipsa de integritate. Avem exemple la îndemână, inclusiv în zona Oficiului pentru
prevenirea și combaterea spălării banilor, chiar în zona ANAF-ului, în zona Ornis, în zona Ministerului de Interne. Ei beneficiază de venituri din infracțiuni, vorbim de un lux orbitor, vorbim de alimentarea circuitelor de corupție, vorbim de influența deciziilor politice, de modul cum se cheltui banul public. Comisarul șef Marius Eduard Moise, de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, a fost pus sub control judiciar anul trecut de către procurorii DNA și este bănuit că ar fi favorizat un făptuitor și ar fi cerut mită. Totul în legătură cu administrația din sectorul 4. Da, dar știți că nu am voie să dau nicio declarație. Nu știu care sunt restricțiile. Este o anchetă în curs, da? Îmi pare rău, nu vă pot ajuta cu nicio informație, este o anchetă în curs. Ideea este că mă declar nevinovat și mai departe cercetările o să stabilească acest lucru. În acest dosar, comisarul șef Moise este acuzat că ar fi folosit informații sensibile chiar din interiorul DNA, acolo unde fusese detașat. Suspiciunile sunt că era informatorul grupării din sectorul 4. Nu am nicio relație de afaceri, de prietenie sau de altceva cu persoane din grupări infracționale sau altceva. Da? Cu domnul Goleac aveați vreo relație? Nu am multe detalii la acest moment, dar sper să înțelegeți și de ce, da? Este adusă în discuție relația pe care o avea Moise cu un turc, apropiat și cu Marian Goleac și vecin pe aceeași stradă în comuna Berceni. Un alt vecin este Robert Nica. Marian Goleac? Nu, am nicio tangență. Întâmplarea face că este la mine pe stradă. Asta e ideea la Berceni, unde am făcut de casă, ei aveau casă înainte. Dar nu am nicio legătură, nu am nici măcar la noroc, noroc. Nu am nicio legătură cu el, că nu... Să vedeți de la sine lucrul ăsta, dacă avea vreo prietenie cu el, să vedea că beneficiez de ceva, nu? Asta a fost interviu, nu că n-am luat ceva, dar nu... În sectorul 4 nu ai construcții. Bă, da, am construcții, dar stau cu ele, da. Pe loc, n-am autorizații, nu autorizații, n-am... La mine merg cel mai greu lucrurile. Eu care să spunem că eu sunt cel mai cunosc pe toată lumea. Eu îi cunosc, dar niciodată n-am apelat la nimeni și nici m-a ajutat vreun oficiu. Marius Alecu, zis Bebino, este finul lui Robert Nica și s-a remarcat în urmă cu câțiva ani când a revendicat prin luptă conducerea facțiunii violente a clanului sportivilor. Bravo, Bebino! Bravo, Bebino! Și așa stă și aici la lor, interes cum vedeți eu, nu mai referit cum e de la capătul. Discuția are loc în Fundulea, Călăraș, unde Bebino a petrecut 14 luni în arest la domiciliu după ieșirea din spital. În ianuarie 2020 a avut loc o reglare de conturi între interlopi în plină stradă. Bebino a fost atacat și tăiat de mai multe persoane conduse de un cuțitar celebru, Cezar Petcu, zis Joe. S-a plătit pentru mine 14 luni. 14 luni? Atâta e? Da. Și comanda fiind de unde? De la Bejan? De la Bejan, da. În partea lui Victoraș, încă 50 de euro pentru Bejan. Bebino acuză că în spatele tentativei de omor stă Marian Bejan, unul dintre lideri interlopi care s-a impus în ultimii ani pe viața drogurilor alături de membrii clanului Caran. Și Bejan are legătură cu Caran. Adică nu mă putea tăia de capul lui așa. Ai înțeles? A trebuit să ceară. Boie. Boie, da. Ești tu zis că caranii au știut? Da. Da, normal că știu. Și banii a pus Bejan? Da. I-au fost retezate două degete, a fost tăiat pe spate și pe torace. Câte răni ai? 9 tăieturi am făcut. Sănătate. Ce să zic, a fost norocul meu și spre ghinionul lor. Și el este acuzat de tentativă de omor pentru că i-ar fi tăiat gâtul unuia dintre agresori. Se zicea clanul sportivilor, mai există clanul sportivilor? Există clanul sportivilor, dar nu sunt eu, nu fac parte de niciun clan. Sunt un sportiv, adică sunt sportiv, nu... Am făcut sport de performanță, fac sport de la 11 ani. Eu nu sunt bricegar, nu sunt cuțitar. Ce să zic? T-au acuzat că și ai, tu și tu ai scos briceagul. Dacă aveam briceag, probabil le-a prindeam lumărit la 4-5-5. Dar n-am avut niciun cuțit. Gruparea Bejan controla înainte de pandemie distribuția de droguri în câteva cluburi de lux din București. Iar după începutul crizei sanitare, vindea și biocide pentru spitale. Gruparea Bejan... El este cel mai influent. Era cunoscut în București ca fiind membru al unui interlop. Bejan violent, Bejan activ în București în ultima perioadă avea acest trafic de droguri de mare risc, care într-adevăr produce un venit substanțial.
Marian Bejan este originar din Bârlad și a reușit să coaguleze în jurul lui mai multe persoane violente din lumea interlopă, dar nu numai. Unul dintre apropiații săi este comisarul șef Robert Badea, despre care curgeau acuzații de trafic de droguri și care nu se sfia să se afișeze alături de criminali și mașini de lux. Având bani mulți, asta îți conferă la un moment dat și un sentiment de putere. Acolo unde sunt mulți bani, se creează mult mai ușor și adepți și în felul ăsta grupările capătă notorietate, capătă putere. Dar nu prea am cum să-ți dau niciun interviu, pentru că sistemul nu-și face treaba, mai înțeles? Și cred că o să-l dau degeaba. Am cam tot spus ce am avut de spus. Crezi că ți s-a făcut ok? Crezi că... 100%. 100%. De către cine? De către oamenii Bejan? E coruptă. De către oamenii Bejan? Da. Ei sunt în arest și ei? Păi sunt în arest, dar au putere. Zici? Da, încă sunt influenți. Comisarul șef Badea nu era singurul polițist din anturajul interlopilor. Atunci când gruparea a fost destructurată de DIGOT, printre apropiații mafioților a fost identificat și comisarul Gheorghe Napoleon Bonaparte, iar suspiciunile de protecție au mers până la nivelul conducerii biroului de combatere a criminalității organizate. Marea mea problemă e cu autoritatea statului, pe care eu o plătesc să mă protejeze de ceea ce infractorul face. Plătim instituția statului să mă apere de ăla și să ăla să nu poată să dezvolte și ăla să nu poată să aducă anomie în societatea în care eu trăiesc. Da? Culmea, cel mai mare infractor din punctul meu de vedere este ăla pe care eu îl plătesc și care ia banii și de la mine și ia banii și de la ăla. Ferentar este considerat polul sărăciei în București. Aici, pe Alea Livezilor, vin cei mai mulți dependenți de heroină, chiar și din țară. Aici se adună pentru că drogul este accesibil. De multe ori este foarte greu să intri pe aceste străzi, chiar și cu poliția după tine. Sunt mulți, sunt foarte mulți. Deși drogul îi omoară. Pe de altă parte, este și foarte accesibil. Gândiți-vă că o doză este 10-15 lei. Zona este controlată de ani de zile de clanul Ștoacă, pe vremuri foarte apropiați de clanul Sportivilor. De altfel, fostul șef al galeriei de la Steaua, Mustață, este socrul lui Gheorghe Florian Melti, zis Bebică, al lui Ștoacă, unul dintre liderii familiei. Un clan foarte bine structurat la nivelul capitalei, influențe mari, plecând de la cel bătrân Ion Ștoacă și ajungând inclusiv la nepoții acestuia, Bogdan, Marius Sini și alții. În momentul de față, clanul este condus de către cei doi frați, Marius și Petrică. În perioada 2017-2018, la fel, am documentat activitatea acestora infracțională. Iar ca urmare a acestui dosar, am reușit să trimitem în judecată 42 de inculpați. S-a pus sechestru asigurator pe bunuri și pe sume de bani de aproximativ 1 milion de euro. Gama lor de infracțiuni era largă, precând de la proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri de mare risc, de asemenea și infracțiuni de corupție, cum ar fi trafic de influență sau dare de mit. Heroina este drogul săracului. Unii fac bani mulți din asta, alții se nenorocesc. Păi mă, camere! Nu filmați casa! Pe spațiu public, pe spațiu public! Spune-mi și mie, te rog frumos, numele tău. Cosmin Savu, s-a mai zis odată. N-am auzit. Nu face proacțiune, nu despre nu găsiți nimic. Păi nenorociți voi, televiziune, nenorociți toată lumea. De ce? Voi. De ce, doamne? Dar prima oară nu s-a filmat. Le spuneți, mai ce acum filmezi, mâncați? Au reușit cumva să meargă atât pe cocaină, care este un drog scump și pe care reușiseră cumva prin intermediul unor persoane influente în București și persoane văzute bine la nivel de București să-l bage prin cluburile de lux, dar au reușit inclusiv traficul de cannabis și traficul de heroină. În mod normal nu ai avea cum să asociezi consumatorul de cocaină cu consumatorul de heroină și să fie dealer același om pentru amândouă.
În sectorul 1, fratele lui Sandu Geamănu, Petre, a ieșit din pușcărie unde își ispășea o pedeapsă pentru furturi din tiruri. Acum administrează câteva lacuri în nordul Bucureștiului și pozează în persoană respectabilă. Cel căruia îi place să îi se spună împăratul lumii interlope, Petre Ilie, fratele lui Sandu Geamănu, Petre Geamănu, s-a liniștit, cel puțin așa spune. După liberarea din pușcărie în 2017 și executarea 11 ani de închisoare, de pedeapsă, s-a retras administrator la o baltă de pește undeva la marginea Bucureștiului. Dumnezeu, ne faceți vedete pe noi. Noi n-am fost chiar așa ce spuneți dumneavoastră, domnule. Pentru ce am făcut, ne-am primit pedepse, dacă știți bine, nu, trecutul nostru. Acum noi ne-am reabilitat, suntem liniștiți, ne vedem de treaba noastră, avem familie, avem copii. Nu mai avem tangențe, noi nu ne mai băgăm cu lumea interlopă, ne-am restras, suntem în treaba noastră. La incidentul de anul trecut între clanul Duduianu și Rinu, soldat cu asasinarea lui Emi Pian, Petre Geamănu s-a oferit să fie judecătorul unui stabor care să liniștească situația și să-și întărească poziția în lumea interlopă bucureșteană. Eu am afacere, cum am bărățat. Vă rog eu frumos, lăsați-mă în pace. Toate alea care scrie pe mass media sunt minciuni. Domnul Petre, nu vreau eu să vă bag, nu mă interesează pe mine, nu vreau să În penitenciar, Sandu Geamănu e supărat pe fratele său. Fratele meu, Petre, a căzut într-o obsesie a bogăției. Nu m-a ajutat niciodată în pușcărie, nu a venit niciodată să mă viziteze, nici nu vreau. Există spațiul ăsta în care îi conferă poziție, dar el să nu uite niciodată că îl cheamă Petre Geamănu. Acest nume nu l-a făcut el. Eu am luptat. An de zile, membrii familiei Chira au controlat piața Obor din București. Fie că e vorba despre tarabe de mărunțișuri, de tarabe de legume sau chiar hala de carne. Dar cea mai importantă operațiune a lor aici în piața Obor este traficul de țigări ilegale, de țigări fără timbru. Greu a fost destructurată și această grupare pentru că își găsea mereu sprijin în poliție și politicieni. Deloc din Fundeni, Frunzănești, aceștia își afișează bogăția la stradă. Marius alu Chira. E în construcție. Aici pe stânga, Chira Liviu. O altă casă destul de spectaculoasă. De fapt, puterea lor de aici vine. Din numărul membrilor. Aici pe stânga este Chira Aurică. Altă vilă. Era o grupare violentă, într-adevăr. Era o grupare care putea să capaciteze foarte mulți oameni care să poată participa la, eu știu, la anumite eventuale conflicte. Sunt niște comunități foarte mari, fiecare rudă cu fiecare. Liderul lor fiind Aurel Chira, reușiseră să atragă pe lângă ei tot felul de persoane dubioase din acea zonă. Multe șantaje, multe infracțiuni cu violență comise împotriva persoanelor din acea zonă. De asemenea și proxenetism. Le aduceau fetele în București și chiar trafic de minori. Unele dintre fetele prostituate aveau vârste de 13-14 ani. Eu sunt Aurel Chira, am o vârstă de 58 de ani, n-am fost arestat până la ora actuală, nu am un cazier juridic, nenorocit, am copii cu studii superioare, într-o pădure, cred că v-ați lovit și de uscături, și de verzituri, cred că v-ați încurcat și mărăcini. Nu prea îmi place sticla mie, mie îmi place mai așa, într-o parte așa, să stau liniștit. Aurel Chira are o condamnare în prima instanță de 4 ani și 10 luni pentru grup infracțional organizat, alături de alte 25 de persoane într-un dosar din 2016, care însă trenează în instanță. În zona pieței Obor sunt mai multe mașini abandonate. O să vă întrebați de ce nu sunt ridicate. Pentru că ele sunt depozitele de țigări netimbrate. Vedeți? E foarte bine adăpostită aici dimineața. Au și un pasnic. Dimineața și seara se vine să se facă aprovizionarea. Undeva acolo, în dreapta, sunt și câțiva ochi care supraveghează constant să nu se umble la mașină. Credeți că autoritățile nu știu? Ba da. Vreau să vă întreb dacă ați văzut că sunt multe mașini părăsite în zona asta și dacă știți că sunt depozite de țigări netimbrate. Aici, noi aici avem sector. Numai aici sunt vreo două.
Păi da, dar noi aici avem, nu știu, nu suntem de la rutieră. Păi nu. Știm, să le facem verificare la mașini. La păi și țigările netimbrate cine le vinde? Noi. Sunt multe în București aceste clanuri, adevărate sindicate criminale care au intrat în toate sectoarele și controlează multe domenii. Prostituția, cămătăria, traficul cu droguri, țigări netimbrate, dar și fraude informatice sau bancare au produs miliarde de euro care au alimentat corupția. S-a creat o cultură a gangului, a șmecherilor, a persoanelor antisociale, a celor care sfidează autoritatea statului. Totul a devenit negociabil, cinstea, funcția, profesia și atunci cine stăpânește forța materială, îi stăpânește și pe ceilalți. Atunci stai și te gândești dacă nu cumva rețelele astea, de fapt, sunt croite de cei care, într-un fel sau altul, gestionează sistemul românesc. Protecția poliției și a funcționarilor din statul român este evidentă. Clanurile nu doar că spală banii care au fost produși în afaceri murdare, dar distorsionează piața muncii sau concurența. Afacerile lor au protecție politică și rare ori sunt deranjați de anchetatori. Mulțumim pentru toate mesajele. Revedeți materialele noastre pe romaniateiubesc.știrileprotv.ro. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile ProTV. Toate bune!